Rusia a căpătat dreptul de a construi baze militare în regiunile separatiste Donetsk și Lugansk, după ce aseară Vladimir Putin a semnat decretele de recunoaștere a independenței regiunilor din estul Ucrainei, Donetsk și Lugansk. La scurt timp, liderul de la Kremlin a ordonat lansarea unei operațiuni de menținere a păcii în cele două regiuni separatiste. Oficialii ucraineni spun că trupele rusești au intrat deja în teritoriile separatiste încă de aseară. Între timp, Cuba, Venezuela și Nicaragua au recunoscut cunoscut așa numitele republici Vladimir Putin a semnat decretul de recunoaștere a independenței celor două republici autoproclamate Donetsk și Lugansk în direct la televiziunea națională. Președintele Federației Vladimir Vladimirovici Putin semnează decretul președintelui Federației Ruse despre a Republicii Modernă Ucraina celicum și a fost creată de Rusia. Ucraina modernă a fost creată în întregime de Rusia, mai exact de Rusia bolșevică, comunistă. Acest proces a început aproape imediat după Revoluția din 1917. Acceptarea independenței celor două republici autoproclamate deschide calea pentru Rusia să trimită forțe militare în ambele regiuni, iar Putin ar avea argumentul că intervine ca un aliat ca să protejeze aceste regiuni împotriva Ucrainei. În documentele NATO, țara noastră este declarată oficial și în mod direct principala amenințare la adresa securității euroatlantice, iar Ucraina ar servi drept un punct principal de desfășurare pentru un astfel de atac împotriva Rusiei. Putin a mai declarat că Ucraina intenționează să se doteze cu arme nucleare și că această țară dispune de tehnologie nucleară sovietică. Totodată, liderul rus a acuzat Kievul că în trecut a furat gaz rusesc și a folosit energia pentru a șantaja Rusia.